Din pricina neascultării, a fraților noștri din România, pentru că suntem aproape de venirea Domnului și că va fi răpirea, Domnul va cerceta România. Steagul ăsta, alt, ăsta trei culori care s-au arătat, era o înălțime cam deasupra României. Dar după încercările care Domnul va îngădui, s-a văzut lângă el un steag și mai mare, alb, și scria pe el biruință. Deci Domnul nu greșește niciodată și planurile lui se duc la împlinire. Viu este Domnul. Domnul va lucra. Și vă spun niște cărbuni aprinși foarte mari. Deci după un fum puternic care s-a ridicat și un val mare negru, un nor negru, s-au văzut cărbunile acestea și am zis, Doamne, ce să fac? Dăm înțelepciune. Și-a spus Duhul Sfânt că vine vremea când se vor hrăni din cărbunii aprinși. Va fi încercată România, să știți. De aceea trebuie noi, Biserica Filadelfia, să ne rugăm pentru țara aceea. Și Domnul să lucreze. Și Domnul să-ți prostăvească numele. Amin. Slăvit să fie Domnul.